O luptă între doi zimbri a fost surprinsă de cei de la Parcul Natural Vânător Neamț. Lupta nu a durat foarte mult și s-a terminat indecis, pentru că un al treilea mascul mai puternic i-a despărțit. Specialiștii Rom Silva monitorizează mereu exemplarele de zimbru din Parcul Natural Vânător Neamț. Cel mai mare mamifer european de pe uscat, zimbrul poate ajunge la o greutate de 920 de kg în cazul masculilor mai impunători și de 640 de kg în cazul femelelor. Femelele trăiesc în turme alături de pui, în timp ce masculii sunt solitari. Zimbrul a fost reintrodus de silvicultori în fauna României în anul 1958, la două secole de la dispariția sa din fauna țării, prin aducerea unor exemplare din Polonia. Nucleul inițial de la ocolul silvic retezat s-a extins, fiind create altele, între care Parcul Natural Vânător Neamț. În Parcul Natural Vânător Neamț sunt eliberate anual în natură mai multe exemplare de zimbru. După o selecție riguroasă, în prezent trăind în libertate 45 de zimbri, din care 15 s-au născut în libertate. Unul dintre cele 22 de parcuri naționale și natural administrate de Regia Națională a Pădurilor Rom Silva este situat în nordul județului Neamț. Se extinde pe o suprafață de 30.818 hectare, din care 26.190 de hectare păduri pe versantul estic al munților Stânișoarei și Subcarpații Neamțului, acoperind bazinul Ozanei și al Crăcăului. Parcul natural, inclus în prestigiosul top 100 de destinații sustenabile, este singurul loc din Europa în care există concomitent zimbri în libertate, semi-libertate și în captivitate.